Înainte de a se apuca să taie, noul primar de profesie inginer spune că vrea să măsoare, de aceea va comanda audituri atât la primăria Buzău cât și la toate societățile din subordine. Deocamdată nu vorbim de schimbări, deocamdată vorbim de acele audituri pe care le-am zis, deci nu voi lua nicio decizie pentru că nu ar fi corect, decât după ce vom evalua fiecare activitate în parte, atât în fiecare companie, cât și în primărie, bineînțeles. Auditurile vor începe curând pentru că Toma a decis să ia rapid primele măsuri. Va avea loc aproape imediat. Prima chestie care o să o facem, o să studiez foarte, foarte atent toate lucrările, ca să le zic așa, referatele încheiate de Curtea de Conturi, pentru a vedea care sunt vulnerabilitățile din primărie și din fiecare companie în parte. Înțeleg că sunt și foarte multe procese, trebuie să văd personal care sunt aceste vulnerabilități, pentru că acei oameni de la Curtea de Conturi nu cred că le-au sesizat în gol. Sunt convins că există mult adevăr în ele. Constantin Toma a mai declarat că rostul angajaților primăriei e acela de a-i servi pe cetățeni și nu anumite firme clientelare, așa cum a lăsat a să înțelege că s-a întâmplat în ultimii ani. Am constatat în două luni de zile, din ce am citit și ce am discutat cu oamenii, că 70-80% din probleme sunt pe bani puțin sau fără bani. Deci trebuie oamenii ăștia din primărie să fie în slujba cetățeanului și nu invers. Mi s-a părut că până acum toată lumea a alergat să le plătească salariile acestor oameni și de aici din companii. Nu este o treabă corectă. Constantin Toma așteaptă și finalizarea anchetei DICOT în legătură cu presupuse fraude și fapte de corupție la Direcția Economică a Primăriei Buzău.